Să vă pun o întrebare. La ce vă gândiți când auziți cuvintele aur negru? Nu, nu este petrolul. Poate fi cumpărat de la magazin sau comandat la restaurant, dacă vi-l permiteți, bineînțeles. Caviar. Da, vorbesc despre caviar, unul dintre cele mai scumpe alimente din lume. Caviarul provenit de la Morun există datorită sturionilor, acești pești magnifici, la fel de bătrâni ca dinozaurii. O specie care există de 200 de milioane de ani. Cu toate acestea, lucrurile nu merg atât de bine pentru ei, din cauza pescuitului excesiv, imaginați-vă cine n-ar vrea să prindă o femelă de sturion cu caviar, sau din cauza îndiguirilor și modificării substratului râurilor, unde sturionii își depun icrele. Unele dintre aceste specii au dispărut, iar altele sunt pe punctul de a dispărea. Există 27 de specii de sturioni în lume, dintre care patru pot fi găsite în Marea Neagră și în Dunăre: morunul, păstruga, nisetrul și cega. Pe vremuri, șipul și viza puteau fi găsite aici, însă acum aceste specii sunt considerate dispărute în regiune. Cega este cel mai mic dintre sturionii din bazinul Dunării Inferioare. Ea abia ajunge la 3-4 kg, ceea ce înseamnă puțin comparabil cu standardele sturionului, iar această specie trăiește numai în Dunăre. Dintre toate speciile de sturion, cega își depune icrele cel mai devreme. De aceea este ușor de găsit în fermele de sturioni. Acum că vi l-am prezentat pe acest micuț, lăsați-mă să vi prezint și pe ceilalți. Acesta este morunul. El poate atinge până la 7 metri lungime și o greutate impresionantă de 1500 de kilograme și poate trăi până la 100 de ani. Tare, nu i-așa, un adevărat campion. E adevărat că au trecut secole de la ultima captură a unui astfel de exemplar. În zilele noastre, majoritatea morunilor nu au mai mult de 2 metri, 2 metri și jumătate și cântăresc aproximativ 150-200 de kilograme. Nu-i mare lucru, așa e? Morunul depune icrele relativ târziu, pe la vârsta de 13 ani. Și, mai mult, ei nu fac asta în fiecare an. De fapt, morunul este cel mai mare pește migrator de apă dulce din lume și el trăiește în Dunăre. Păstruga arată cu adevărat ciudat. Priviți-i botul lung care măsoară mai mult de jumătate din cap. Nisetrul poate fi ușor recunoscut după petele ciudate de pe spate. Morunul, păstruga și nisetrul trăiesc cu toții în Marea Neagră și își depun icrele în Dunăre. Priviți distanța imensă pe care aceștia au străbat pentru a-și depune icrele. Ce bine era dacă totul era așa de simplu, însă sturionul este gata să-și depună icrele, înnoată pe Dunăre, eclozează acolo și astfel apar o grămadă de peștișori gata să se întoarcă liniștiți în mare. Dacă astfel ar sta lucrurile, nu ne-a mai face griji deloc. Doar imaginați-vă apele pline de sturioni care poartă cu ei o cantitate imensă de caviar. Braconierii ar apărea imediat și ar încerca să prindă acești pești. Aceasta este prima provocare cu care se confruntă sturionii. Ei trebuie să se apere de pescuitul ilegal. Dacă vor reuși, vor supraviețui. Dar acum apare următoarea provocare: digurile și centralele hidroelectrice construite de oameni încercați numai să găsiți un loc îngust prin care să treceți. Dacă ești un sturion de 300 de kilograme, nu ai nicio șansă. Aceasta este situația de la porțile de fier construite pe Dunăre. Aici, apa fluviului se oprește dintr-o dată din curgere și stagnează, modificând astfel albia apei și fauna prezentă. Mulți sturioni aflați în migrație rămân blocați din cauza barajului și nu își pot continua călătoria. Imaginați-vă, v-ați plimbat timp de decenii întregi pe aceleași șosele și dintr-o dată, bam, o barieră vă blochează drumul. Cumva, sturionii reușesc să treacă prin acest labirint, își depun icrele și bucurie. Își pot iubi în siguranță puii și îi pot privi cum cresc. Din păcate, nu așa se întâmplă. Vorbim despre pești, nu despre oameni. Sturionii depun aici sute sau chiar milioane de icre, caviarul, sperând ca măcar câteva dintre ele să supraviețuiască, și asta este tot, se pot întoarce în mare. Supraviețuirea este principala lor problemă. Icrele au nevoie de timp, o săptămână sau două, înainte să fie gata să eclozeze. Cu ce se hrănesc? Ei bine, în primele câteva zile se pot baza pe punguțele speciale cu mâncare atașate de corpul lor, însă rezervele se termină relativ repede. Apoi, sturionii tineri trebuie să găsească plancton, mici organisme care trăiesc în apă pentru a se putea hrăni. Au nevoie însă și de alte organisme mai mari pentru a se hrăni. Și acesta este doar începutul lungii călătorii pe care o au de făcut până la mare. Vă amintiți că sturionii din Dunăre, cu excepția cegăi, trăiesc în apă sărată. Din păcate, mulți dintre pui nu vor supraviețui lungii călătorii către mare. Ei ar putea deveni hrană pentru peștii de pradă, precum bibanul, somnul sau știuca, sau ar putea să nu supraviețuiască apelor poluate. Și apoi, nu vă imaginați că o cină savuroasă îi așteaptă la capătul drumului gata să fie servită. O, oh, iată câțiva sturioni mici vin spre noi, haideți să i ajutăm și să-i hrănim. În niciun caz, ei trebuie să lupte pentru hrană. Și când în sfârșit ajung în mare, sturionii pot fi prinși în plasele pescarilor. Pe lângă caviar și carnea de sturioni este o delicatesă, așa că vor exista mereu clienți pentru aceasta. Țineți minte: capturarea sturionilor, indiferent de mărime și vârstă, este total interzisă în bazinul Dunării Inferioare. Sturionii care supraviețuiesc acestei călătorii lungi vor continua să trăiască în mare. Aici se hrănesc, cresc mari, îmbătrânesc și, în anumite perioade, repetă călătoria din nou și din nou. Nu exagerez când vă spun că până acum 100 de ani apele Dunării și ale Mării Negre erau pline de sturioni. Având în vedere prin câte obstacole trebuie să treacă acești pești, nu-i de mirare însă că numărul lor a scăzut constant. Dar, pentru că sunt niște specii unice și atât de vechi, ar trebui să facem tot posibilul să le protejăm, mai ales că nu găsești sturioni în orice râu. În Uniunea Europeană, doar în Bulgaria și România cresc încă sturioni sălbatici, în mod natural, fără intervenție umană. Aceștia fac parte din moștenirea istorică, naturală și culturală din bazinul Dunării. Dacă vor dispărea, acest lucru va duce și la dispariția altor specii și apoi a altora. Pe scurt, nu ar fi o poveste cu final fericit. Acum apare întrebarea esențială. Cum putem noi ajuta sturionii? Primul pas a fost deja făcut. Acum știți că există o problemă și aveți informațiile de bază. Așadar, mergeți mai departe, povestiți-le și prietenilor voștri despre sturioni. povestiți ce specii vechi și fascinante sunt, cum călătoresc mii de kilometri numai ca să depună icrele. Și că tot am vorbit despre asta, să ne întoarcem la început când am vorbit despre caviar. Dacă o să cumpărați caviar. Asigurați-vă că ambalajul este etichetat corect și învățați să citiți informațiile detaliate, cum ar fi tipul de pește de la care provine caviarul, țara de origine, anul în care peștele a fost prins, așa numită etichetă CITES. Dacă sunteți în Uniunea Europeană și vedeți în comerț o cutie de caviar neetichetată, semnalați acest aspect autorităților. Cu siguranță vă vor răspunde. De asemenea, puteți oricând contacta organizațiile de protejare a naturii, precum WWF, vor fi bucuroase să vă spună ce puteți face în zona voastră pentru a ajuta la protecția comorii naturale din Dunăre. Sturion.